ajuns la al doilea sătuc tradițional. Sade Village. Sade Village. Sunt 2 km între ele. Sunt 2 km, da. Relativ aproape unul de celălalt. De Frangipani Roz. Da, Frangipani Roz, da. Hai să vedem ce experimentăm pe aici. Deci ne-a invitat Amber la el în comunitate. Welcome. Yeah, nice to meet you. Acum ne prezintă ce are pe aici. Asta, this is for ceremony, yeah? Yeah, for ceremony. For wedding, for toate instrumentele pentru ocazie. Yeah, you may carry this one. Okay? It's broken? Yeah, it's not really strong. How would you hold it? Sorry. You hold with your left shoulder? Left shoulder? Left one. Umărul stâng? Excuse me. Okay. I pull it in the front. Put it in the front. Yeah, like this. And then we have a stick. We couldn't find the stick. Nu găsește bățul pentru... Imagine when good team. 50 people play organ ornament. 10 of this could be like 30 of this. Yeah, so and then another 10 like that were for a gong or anything. A lot of instruments. Yeah. Experiențe cu traveliști, da? Se știe. Adică nu oricum de experiențe. Puteam să mergem pe Gili, să dăm bani pe tururi private și așa mai departe, dar noi am ales să facem ceva cu totul inedit. The stick fighting was the video I saw you. Yeah, the stick fighting. This is from the shed. This is from the skin of cow. Of cow, yeah. Piele de vacă. Yeah. And then people will fight each other. Yeah. And it is the story in Lombok that in a long, long ago, name of the attraction, Parisian, right? Parisian, name of the attraction. Parisian, that two person will fight each other. Yeah. And it is tell us that in a long, long ago, when a king in Lombok, he would like to find out somebody to be soldier, to select somebody to be soldier, a king made a competition of stick fighting. So which person do good fight, become the soldier. Yeah. And now it is as a sport in Lombok. Yeah. Very interesting. Hai că te pricepi. Traditional black color. For men, yeah? For men. Only black? Black. And then many times we put like this. Here. Yeah, here, like this. Ah, yeah. Yeah, like this. It is hybrid dresser. Like this. And then they have something. Yeah. But that is for special occasion, for special time. But daily is, yeah, anyhow. Acum mergem pe... What is this, coffee? It is coffee. And then the coffee that we made here is coffee and rice mixing. Yeah. Coffee and rice together. How much? It's cost around 20 or something. 20? Yeah. Nice. 100 grams? Around? No idea. Yeah. But it is not ecstasy. It is coffee. Yeah. There's the house very close together. And it is traditional lamp. You see something hanging next to the wall? That is lamp. It is traditional lamp. This, yeah? Yeah, we put coconut oil there. Ah, yeah? Coconut oil, and it is cotton, and it is shell. Then we can turn it on like candle. Yeah. So for ritual ceremony, we have to use it. Oh, and this candle. Is the weaving. Ah, here not... Florence, did you try before? No. No? So now let's try, okay? I don't know. No, I will let you know. No worries. Put your bag here. Put your bag.
put your shoes here. One wound. And have sit down. Niciodată. Put this there. And then, yeah, and then you move closer. Closer. Sitting closer. Little bit more close. Okay. Can you hold, please, my friend? Hold that for a while. Yeah? Yes. Hold it. And then, you know, I have to support your back. Okay. Put this. Ah, ca să stabilizezi astea. Okay, wait. And then. Să cu eșarfă. She make me a scarf. Scarf. Yeah. She will stay here 2 hours. You come back in 2 hours and then she will sell it to you. Maybe tomorrow. Depend how fast you are. I don't think okay. I'm fast. Okay, now your hand free, my friend. Don't hold that, Florence. No, open. Okay, and then you move back a little bit. Okay. Să pui presiune, da, pe ăla. Okay, so now your job is, you have to make this to be like that. And then to do it is 3 fingers, please. Sorry three. To touch your fingers, okay? Hold there, like 3 here. Sorry. Like this? No, not there. Just here, okay? And then there, 3. And then click, click. Like harder, this? Harder, yes. Okay, 2 times. 1, 2. 1, 2. Enough. Yeah. And then now, you put like this, my friend. Your job, like I told you, you make this like that. Okay. And then now you hold this. You have to put this inside. Okay, hold this. Put from here. Pe partea cealaltă. Put from here. Take from the other side. Okay, and then put the stick here. Do not pull, yeah. Do not pull, because when you pull, it's going like that. So just like this. Okay, and but put it, this. It has something here. Ah, no problem. Okay. Okay. Pune el sus. Așa. Okay. So now your job, you have to lock it. This one still loose. You have to lock. To lock that is, you have to change this. There is blue, it is white. You have to change. The white going down, that blue going up. And then to do it, my friend, hold this one out. Can you lower your waist a little bit? Lower? Don't move from where you sit. Yeah, lower a little bit more. Yes, little bit more. Okay, good. See? And then we have to put this one from here. Okay. Okay, sitting properly like before. Don't hold that. Forget it. You remember was white before? Yes. Now it's blue. Yes. See? Yeah, see? All the blue is, I mean the white going down. And then you see that the thread is there. Yes. And then now you have to click to lock. 2 times. Yeah. Yes? Yes, 2 times. Okay. 1 more. Other. Complicated, yeah. Very good. No? And then now? E complicat până prinzi șmecheria. Okay, hold that. Yeah. Now put that way, yes. Okay. Trage-l. Okay. Așa. Okay. Okay. And then now, you have to change it again. Yeah, the white going up. Dă-te încoace. And then this time, hold this. Yeah. Stay like that, but your hand there. Okay, see? Yes. Do it. See? White is cut. Yeah, okay, stop. Yeah, enough. Now take this one out. Take it out. Ce pune-l pe aici? And then you put yeah. it from. Oh, now yeah. it's white again. Yeah. And this one later, this one is still like that. Mm-hmm. And after will be long. See? And then hold that. Then three harder. 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 Yeah, 1 more. Yes. See? Stabilize. Oh my god, this is made by you. Good, 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 good. Thank you. Yeah. So it is how very to do. Difficult, yeah. Yeah, for the first time, yes. 11 of days. Ah, 11 of days. Deci aici și sunt, se depozitează orezul, depozitele de orez în aceste încăperi. Și sunt 11 din asta, în tot satul. 11 sunt? 11. We plant rice only one time in 1 year. Yeah, yeah, yeah. So see the roof is steep, yeah? When it is steep, then water is fast down. So it is, it's like inside is still that color. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So, mm-hmm. Can you take your bag? Your bag? Oh, yeah. It's okay. Don't leave it. A început să plouă, dar este o
ploaie productivă. Some houses, my friend. The house, they're all very close together. Yeah, yeah, yeah. No house number, but we know each other everywhere. All family. But he the cum se zice poștaș? Postman. Come here? No. No? No. No, we have no connection with the postman. Yeah? We don't get something from outside or we don't send outside. Okay. But example, if you, Marian, would like to send my picture, you put there, Ember, Sasak Village. Sasak Village. And we'll be around. Your name? Yeah, okay. Yeah. I understand. There's water, my friend. Yeah, you collect the water like that. Yeah. We get water from the well. You know well? The well is a hole in the ground. Yeah. The water down there. Put, Marveni. Cred că put. Yeah. Stutna. Stutna? Yeah. We put the water there. So we put here. We don't put water inside of the house. We put the water outside. Okay. You just put my devreme. Then if you stand from here, you can see some roof of the house. Yeah? They're all very close together. Zi, Flori. Astăzi mai devreme de poștă. We need to traduce. Yes? To traduce in Romanian language. I see. Yeah? So... Yeah. Zicea că dacă cineva din sat primește un colet, nu are acces poștașul, scrie Sasak Village, cum se numește satul și... Numele persoanei. Și știe unde s-a luat. Și primește aici, la intrare, se cunosc toți unul cu celălalt. Da. Foarte mișto. Yes, and then now, my friend, let's have a look into the house. Come in, but just leave your shoes outside, yeah? Just leave your shoes outside. Yeah, and then... Yeah, okay. Ai murdărit deja. Yeah, so it is the typical house of Sasak, my friend. And it is name of the house, yeah, Balitani. Balitani? Yeah, and then when we're sleeping, men sleep in here and women sleeping in there. In this house, three people live here. Men, where is sleep men? Men sleep in here. Woman the sleep woman, there. Yeah. We're sleeping on rolling mat. This is the rolling mat. Okay. Chestii, da, un fel de saltele, ceva de gen, da? Aici dorm bărbații, iar aici dorm femeile. Yeah. You can enter. Please enter. Yeah? Deci aici doar femeile. La cap. Yeah. Be careful your head. Și aici au instrumentele de gătit, face focul, mâncare. And what is this here? Da. Electricitatea în tot satul este sponsorizată de Philips. Yeah. Mari și spunea că gătesc afară. Dar când plouă sau nu pot, aici gătesc. Deci e funcțională. And bathroom or toilet is always outside, my friend. Și baia este afară întotdeauna. And it is, my friend, the floor, not cement at all. It is the floor is from clay. You know clay? Yeah. The glue. The ground. Clay. And then we mix clay with skin of the rice. The husk, the skin of rice. Nu știu ce înseamnă. Podeaua nu e din ciment. Podeaua nu este din ciment, se face cu nămolul de afară, propriu zis, și cu cămașa boabei de orez. Se mixează și se face un fel de strat pe care se întărește foarte tare. Like a cement. Yeah, and then every month. Once a month, we have to wash the floor with buffalo or cow poo. Yeah. So it is cow poo. Și în fiecare lună se spală podeaua cu excremente de vacă sau de cow. Buffalo and... or cow. Ah, buffalo. Buffalo or cow. Or cow. Buffalo is similar like cow. Yeah. Asta water, pentru, water. A spus mai devreme, o să vedeți și voi, pentru e un ritual de purificare, ceea ce se face cu, adică lunar, pentru curățenie. Zicea că o oră, două, se miroase urât și pe urmă nu se mai simte nimic. Yeah. And it is on the roof, no nail, huh? All is just tied up, my friend. All is just tied.
Ok. Sunt doar legate, deci toate, tot acoperișul este făcut, confecționat manual și sunt legate din bambus. Bambus, this is from rice? Gras. Gras, iarbă uscată. Și acestea cred că sunt tot de iarbă, fâșii de iarbă, ceva de gen, da? Se vede. And then there they put the buffalo head, see? See, that's buffalo head in the wall. Yeah, de... acesta este capul de, de buffalo. Nu prea se vede foarte bine, că aici nu este luminozitate suficient. Dar e ok. So we have no table in the house, we have no chair. We sitting on the floor with rolling mat. Yeah. And then in the Sasak house, my friend, actually they have three steps here. Mm-hmm. Yeah. Every house? Yeah, the original style of the Sasak house. Original. Steps. Okay. And then also here, like three levels, like one, two, three, three steps. It is the symbol of life in Sasak perception. We believe in Sasak that life is three times. Number one of life is inside of mother. Number two of life, we born from mother and it is now. Number three is after we die. There is reincarnation. That what we do here. If we do good here, good later. Yes, Florie. Să traduc. Deci fiecare, în fiecare casă, tradiția spune că trebuie să fie trei nivele. Vedeți că și aici este 1, 2, 3. Și fiecare scară are trei trepte pentru că reprezintă trei... trei este numărul vieții. Prima etapă este când, atunci când copilul este în pântece, apoi este viața propriu-zisă și a treia este după moarte, când se presupune că se, corpul se reîncarnează, sufletul se reîncarnează. Asta e tradiția. So, the door we can close Sasak. Like this. Okay, goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Deci ceea ce experimentăm noi acum este ceva unic și senzațional. Se fac tururi ghidate, dar noi ne-am prietenit cu, cum îl cheamă? Embar. Cu Embar. Embar. Și el astăzi ne prezintă satul și casa sa. Very close together. Ne spune că toate casele sunt foarte apropiate una de cealaltă. It's like this, my friend, that the floor, it is not cement at all. It is from clay. Yeah. And then we mix clay with husk. Skin of the rice. Oarecum ceva de gen, da. Every month, buffalo or cow food. Outside too? Also outside. Yeah, so it's getting cracked when it's too dry. It's a bit washed. You see the house is very close. Very close together. Indonesian government count how many people in Indonesia every 5 years. So it is in 2015, here 5 people living in this house. But when somebody married, they built new house. Yeah. But house in the village, no numbers. We know each other, everyone. We are all families anyway, so. And from here you can see some roof of the house. They're very close together. And we help each other, we work together. Families. Yeah. Foarte, foarte interesant, foarte interesant. Dacă nu ne împrieteneam cu Embar. This village been here for 15 generation, but we don't know how many years. Because in the past time we have no calendar here. So yeah. Yeah, we don't know how many years the village was here. The old lady was. Mamă, ce bătrânică e. And now I will show you how to do it. How old is the lady? We have no idea, right? Maybe like 90? În jur de 90 de ani, nu știu exact. Apropo, el ne-a zis ghidul nostru că nu știe exact când s-a născut, pentru că nu se eliberează certificate de naștere sau mă rog, un act de naștere. Deci n-a știut să ne spună câți ani are exact. Yeah. What I did. Yeah, that's what you did. Yeah. She is a Florence sister. Yeah, yeah, yeah. Doing same things.
But much better. But you do faster. 3 minutes and dance. Very good. My cousin. Yeah. Same generation. Same generation, same line of generation. She do weaving every day, like 4 hours, 5 hours. Oh, every day. Every day, during nothing to do in the field. She do like as she want, not like must be, not like a regular. Just if they would like to do, they do it. 2 hours, 3 hours a day. Da, te mai și puțin că spui că... 3-4 ore pe zi fac ces, că nu e de muncă la câmp. La câmp, mă gândesc că înseamnă orez. Da, la treburile câmpului, da. Fiecare ce responsabilități au. People also, they go fishing for a man, go fishing. One who doing, she is prepared to cooking for the dinner. Yeah. So she don't do it and then Florence will take her job. Okay? Yeah. Fiecare cu jobul său. First, I would like to show you, my friend. It is cotton. This is the green cotton that we grow here. Yeah. And then after, it's become like this. Yeah. And then cotton, there are the seeds inside we can plant. And then from this, we made this. From this one, we made this. And then we made after the color. 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 And then now, let's Florence will show you how to do it. Florence, your hand, please, my friend. Hold this here, okay? Mm-hmm. Yeah, and then now you can see, yeah, you hold this, turn it around this way, faster. Faster? Yeah, not too fast, yeah. So, you have to look here, my friend. Ca să se tragă firul. Yeah, you see that what you made it? Yes. Yeah. Yeah. Yeah, she is making the cotton to be the thread. Yeah. And then now we can break it, okay? Let's break it, okay. And then you will see how we start it. Okay, just like this. Okay, Florence, hold this, my friend. Hold this here, okay, just here. And then don't hold this. This one is free, okay? Turn it around this way. Turn it around, yes? No, this way. This inverse. Way. Yeah, okay. Okay, fast, bit fast, okay. Not too fast. So you can see? Ca să-l ia din ăla, înțeles? Yeah, see? No problem, continue. Yeah, see? Yeah. Sometimes, yeah, okay, of course, yeah. That is mean like we still started, yeah? Yeah, we started. Okay, no worries, hold that. Okay, we can hold that and then hold here, okay? Turn it around. Same way, yes. Yes, continuously. Yep, okay, see? Se înnoadă propriu-zis cu celălalt de sus și acum se trage din el. Hei. Continuously. Yeah. Oh my God. Yeah. So it is how to make the flat, yeah? Okay. Wait now, no problem. Now hold here. This one not strong yet. So now stay like this, continuous. And then it will be stronger. Okay. Faster, little bit. Yeah, you feel like vibration. Yes. Yeah, faster. Yeah. Okay, my friend, faster. Good. After, very strong. Okay, stop. And then now, my friend, you put... Okay, roll it. Put it there. Okay, going down. And then put there. Și acum continui. Wait, and then now we can start again. Okay, hold here. Okay, start it. Yep. See? Continuous. Yeah, just continuously. Ah, nu are mânera aia, nu? Just continuous. Yeah. Okay. You may stay here. You get a job already. Yeah. 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 Okay. I-a zis ca Flori să rămână aici, că se pricepe la lucrurile pentru femei din sat. Să facă, să țeasă lucruri, să... Rolește-l pe ăla. Aceste brățări sunt făcute manual de către localnici. De fapt, toate cele sunt făcute manual de către localnici. Da? Uite, și până și brelocurile se fac manual, se sculptează, da? Uite, vedeți? Astea sunt făcute de ei manual. It's handmade, yeah? From here. Uite, le fac aici. Da?
Uite aici în bracelet. This is bracelet. Cum plătesc brățările. Yeah, if you like to buy, friend, please. How much is one? Dită lung dasă. 20,000. Și cum se leagă? Oleci, pur și simplu. Ah, oleci, pur și simplu. Asta așa nu stă mai mult? Nu, asta îmi place. Nu se poate deși. Uite cum le face, vezi? Rog, uite-mi! Ne iată-mi filii. Made by her. Uite. Yeah. Uite cum le împletesc. Stai seama câtă muncă? Și-a cerut 20.000, adică... Iar mi-a luat ăsta video invers, dar n-am de nimic cum să-l întorc. Cât înseamnă 20.000? Nu știu, ia și tu una, că o să fie amintirea asta, da. E făcută handmade și 20.000 sunt... Păi asta e, de la câtă muncă? 6 lei. De 6 lei pe o chestie de asta. Adică atât a cerut, nu că... Ne bai tălu, disecată, ne? Yeah. 3 pentru 50. Yes, it's okay, but we travel a lot, we not for house. We don't come back home. Yeah. Just for her. Just for her. Yeah. Not for anyone else. Yeah. Because we travel. Okay. Maina! Acesta este puțul satului. Și scoate apă, nu? Da, de aici iau toți apă. Adică nu au apă curentă. Care cu... Al depozit de orez, da? Câte au zis că sunt? 11. 11 storage. Yeah? 11, ia uite pe toamna ce bătrânică e. Țese și ea ceva acolo, nu știu ce face. Make a coffee? Yeah, making coffee. Yeah. Cafea de care... Coffee grain. Cafea sasac. Cafea din cafea și coffee and rice. Coffee and rice. Yeah, mix. Bine, aici n-am. Hey, da, nu aceasta este, uite. Acestea sunt boabele de cafea și pe urmă se amestecă cu orez, da? Se face mix. Hello. And from here you can see some houses, they are very close. Toate casele, după cum se vede, sunt foarte apropiate, da? A zis mai devreme că este cel mai înalt punct al satului. Acesta este cel mai înalt punct al satului. Să coborăm de acolo. Ok. Ana, blei copii. Vreți să luăm cafe? No. Thank you. Thank you. Cooking there, but when it's raining, then we have to do it inside. Yeah. Aceasta este moscheea satului unde ei vin și se roagă. Indonesian president visiting here last year. Yeah? Yeah. May 17 he visit here. Președintele Indoneziei a fost aici în 2017, a zis, nu? Last year? Last year. May 17. Anul trecut, în 17 mai, a vizitat această moschee. Is possible to visit? Yeah? Yeah? Like this? Da, we're okay. No. You can go, I stay here. No. Nu voie moschee așa. Da, n-ai voie și... Da, mă rog. Pune-te acolo să te îmbraci, să te acoperi. Trăiri unice, ceea ce se întâmplă în acest moment sunt trăiri unice, pentru că nu orice turist poate comunica cu localnicii exact cum o facem noi.
Deci ne-au invitat să vizităm moschia satului. Da? Yes. Ok. Deci aceasta este moschia lor, a satului, unde vin și se roagă. Cum a spus și Florii mai devreme, anul trecut, pe 17 mai, președintele Indoneziei a venit și a vizitat această moschie a satului, tradițional, și s-au rugat împreună pentru bunăstarea tuturor. E fantastic! That is for the woman's side, and it is for the man's side. Yeah? Yes. Deci după paravan, în partea stângă, se roagă femeile și aici bărbați. So it is the old walls made of bamboos, my friend. It's a bamboo wall. Oh, yeah. It's made of bamboos. Yeah, made of bamboos and grass roof. And wood. Yep. Yeah, that's my dream. Thank you. Usually rainy season starting in November. In here, we got rain in November. But this season was very late. Rain came in last month, just in January. Oh my God, this isn't good. Uite cum face orezul. Vântură orezul. Hai, gata. Se spunea că sezonul ploios începe din noiembrie și anul ăsta din ianuarie. Și asta n-a fost bine pentru ei, pentru că au o singură recoltă de orez pe an. Pentru că în satul ăsta nu au sistem de irigare. So rice. Is it to clean up? Yeah, yeah. Ah, with this we mix, yeah, that's, mix the right away. Yeah, yeah. And then it's the, they got the white one. Uite, face coditul lui Anc. Deci, mi-a dat porumb să încerc. De la ei, din sat, cultivat de ei. Oamenii ăștia mănâncă doar ce cultivă și ce cresc ei. Doar ce produc ei, prin vânzarea tuturor obiectelor pe care le confecționează, lucrurilor, da? Le vând turiștilor, să spunem, sau celor care vin să viziteze satul și din asta se susțin ca să trăiască. Ia uitați aici. Așa arăta satul în 1985, un an după ce m-am născut eu. Bineînțeles că după cafeluță Empar ne-a pregătit o surpriză și ne-a invitat și la masă, da? Și o să servim orez cu pește și cu legume. Miroase. Wash your hands. Wash your hands. Yes. Anu, let's undo. De mâna dreaptă. Just right hand. Yeah, just. Ah, no worries. Okay. This, my friend. Enjoy the food. Avem poftă. You? Ah, what's he do? You? You spoon. Am mâncat. She already ate. Yeah, she did. She did already. You done. She did, my nana. Thank you so much. No, no. Să avem poftă, da? Din fericire putem spune că nu ne putem opri din filmat. Ceea ce se întâmplă este senzațional. Cred că o să țină o oră video-ul ăsta.
Deci orez cu pește și cu legume și au adus aici desoană și chili. Porumb fiert. Dăm și mangola. Și o farfurie de mango. Toate deci, produse aici. Toate acestea sunt produse aici în de către ei. Delicios. Aici încheiem videoul din această seară. A fost o experiență minunată. Sperăm că v-a plăcut vlogul pentru noi a fost extraordinar. Am întâlnit oameni deosebiți. Am mâncat mâncare bună la ei acasă și am aflat foarte multe lucruri. De ce nu ne-am și împrietenit? Friends. Brother in Lombok. Yeah. O să le trimitem și lor pe WhatsApp filmulețul. I sent to you on WhatsApp the movie. Și am abonat și la canal. Și am abonat și la canal. Foarte mișto a fost experiența să vadă și el ceea ce facem noi și este ceva foarte wow. M-a lăsat fără cuvinte. Aceasta este mama lui. Hello! Hello. Chiar vă recomandăm să trăiți experiența asta dacă veniți aici. Dacă veniți în Lombok, chiar se merită să vizitați Sasak Village în Lombok. Se merită că o să rămâneți impresionați de aceste lucruri, ceea ce se întâmplă aici. Cum trăiesc oamenii tradițional, cum ei își produc mâncarea, ei își fac totul, țesăturile, le vând turiștilor, fac rost de bani ca să se întrețină. How long before you has the electricity? 7 years ago. 7 years ago. Yeah. Acum 7 ani de zile au beneficiat și de... Începând de acum 7 ani de zile au beneficiat și de lumină, să spunem, de electricitate în sat. Cei de la Philips i-au sponsorizat, să pune Jeco. I-au sponsorizat și de acum 7 ani de zile au și electricitate și apă curentă, probabil, și așa mai departe. Dar este ceva senzațional ceea ce se întâmplă aici. Thank you so much, my brother. Thank you very much. Was a great experience. We say matur tampiasi. Matur tampiasi. Tampiasi. Matur tampiasi. Terima kasih. Pade. Thank you so much and thank see you in next vlog. Okay, thank you very much.